și al sezonului intern, Rapid, Dinamo, o întâlnire care ar putea decide campioana de toată. Rapid și Dinamo sunt la ora actuală cele mai bune echipe ale campionatului. Liderul, Rapid, neînvins până acum, are un parcurs aproape fără greșeală, cu 9 victorii în 10 etape. Dinamo se află în siajul feroviarilor și doar sincopa de la Pitești a făcut ca între cele două echipe să existe o diferență de 3 puncte. Alb-roșii au cel mai productiv atac din divizie, 34 de goluri înscrise și cel mai bun gol averaj. Un meci așadar între cel mai bun atac, la lui Dinamo, și cea mai bună apărare a Rapidului, cu doar 5 goluri primite în 10 etape, dar și un meci între foști coechipieri. Rapidiștii Rednic, Sabău, Lupu au jucat la Dinamo, iar dinamoviștii Jean Vlădoiu și Iftodi au fost la Rapid. În fine, antrenorul rapidist Mircea Lucescu a jucat 10 ani la Dinamo și a stat alți 3 pe banca tehnică a echipei din șoseaua Ștefan cel Mare. În echipa antrenată de Mircea Lucescu, două absențe de marcă, Niculescu și Nanu, și meciul a început cu un faul asupra lui Vlădoiu, arbitrii acestui meci. Sunt la centru Marcel Ligă din Constanța, ajutat de Nicolae Grigorescu din Timișoara și Ion Constantinescu din Craiova. Combinație între Holdan și Florea. Minge întoarsă spre Bătrânu. Bătrânu atacat de Șumudică. Pasă bună la Vlădoiu. Și acum contra. Șutul lui contra de la distanță. Va fi o repunere din colțul suprafeței de poartă. Gabi Balint, care crezi că sunt aturile rapidiștilor în acest meci disputat pe teren propriu. Un meci pe care ar trebui să-l câștige dacă vor să aștepte în liniște pauza dintre tur și retur. Lucescu plecând de la o bună organizare în apărare, jucând pe linia de fund cu 5 jucători, 2 jucători la marcaj cu Rednic Libero și 2 jucători laterali. Sigur că urmărește să se apere, apoi contraatacând cu periculozitate. Să urmărim acum acest corner. Corner executat de Iftodi, cu efect pe interior și voleul lui Bătrânu, 1-0 în minutul 5 pentru Dinamo. Gravă greșeală a defensivei Rapid. Florin Bătrânu liber, nemarcat în carol de 16 metri, a reușit să înscrie în urma unui corner lucrat, cred, la antrenamente, cu aruncarea mingii pe colțul scurt, apoi prelungire cu capul mai departe și reluare în clasă. Iată, revedem această fază, volei bun al lui Bătrânu, Lovonț surprins pe contrapie, este învins, minutul 5 așadar, 1-0 pentru Dinamo, autorul golului Florin Bătrânu, la cea de-a șasea reușită în această ediție de campionat, o medie excelentă pentru un stoper. Bătrânu joacă fundaș de marcaj și a marcat 6 goluri în 10 meciuri, absolut remarcabilă productivitatea fundașului dinamovist. 1-0 așadar și un prim cartonaș galben arătat lui Bolohan. Grea misiune pentru arbitru Lica astăzi. Jocul a început cu momente de nervozitate. El cred că ar trebui să-l tempereze pentru a nu scăpa din mână. Dinamoviștii în continuare împing jocul în jumătatea adversă. De altfel, Cornel Dinu declara că echipa sa nu știe decât să atace. Și a făcut-o foarte bine până acum. Lupescu executând această lovitură liberă, cu efect spre Vlădoiu, a respins Rednic. Lupescu încă o dată, se joacă și este 2-0, Ciobotariu. Cei doi fundași centrali ai dinamoviștilor, iată, marchează de două ori un gol contestat de rapidiști. Tușierul Ion Constantinescu din Craiova are de înfruntat un adevărat asalt din partea câțiva jucători giuleșteni. Lovonț n-a avut nicio șansă în fața lui Ciobotariu, care a fost sau nu un offside, poate vom vedea dacă vom avea parte și de o reluare de la o cameră situată undeva la linia de 16 metri.
Este foarte greu să ne dăm seama dacă a fost sau nu offside. Oricum, apărarea Rapidului cred că a ieșit prost. Târziu. Este greu. Reluarea nu ne poate oferi o imagine perfectă ca să ne dăm seama. Să consemnăm așadar al doilea gol al dinamobiștilor, înscris în minutul 7 de Ciobotariu. Florentin Petre, dintr-o bucată la Iftodi. Iftodi încercând un șut care trece peste poartă. Deși Rapidul a avut până la acest meci cea mai bună defensivă a campionatului, întreaga linie de apărare a dinamoviștilor a fost selecționată pentru națională. Acest șut care trece peste al lui Pancu putea însemna primul gol al rapidiștilor. Corner pentru rapidiști, executat de Stanciu. Fuamia a vrut să iasă, apoi s-a întors. Pancu. Centrarea lui Pancu și lovitura de cap și Mudică peste. Mudică. Pasă în adâncime, Bolohan ajunge in extremis. Este atacat de Florentin Petre. Zeno Bundea, deposedat de Hâldan. O nouă intercepție a lui Hâldan, foarte utilă echipei sale și un contraatac acum periculos cu Lupescu avându-l în dreapta pe Contra. Contra va centra pentru Mihalcea, intervenție nereușită a lui Dulca, farfeca lui Mihalcea, apreciată drept joc periculos de arbitrul Marcel Lic. Din nou un contraatac purtat pe banda dreaptă, Contra Lupescu cu centrare pentru Mihalcea. Foarte periculoase și e bine că Dinamo de câte ori atacă reușește să finalizeze, nu pierde balonul. Lupu pentru Bolohan. Pancu pentru Bolohan, foarte bună pasa lui Pancu. Bolohan din unghie și anticipează portarul Fuami această centrare pe jos a lui Mugur Bolohan, în timp ce dincolo de linia de fund a terenului un jucător dinamovist cere îngrijiri medicale. Revedem faza. Contra se pare că s-a accidentat în momentul în care a încercat să efectueze alunecarea. Crampoanele i-au intrat în gazon. Astfel de faze sunt extrem de periculoase și au consecințe uneori grave. Sabău, balonul care lovește pe Șumudică. Hâldan, din nou, foarte multe recuperări a reușit mijlocașul dinamovist. Contra, ajungând înaintea lui Lupu. Contra între doi adversari. Este vorba de Bundea și Mutică. Mutică protestează la decizia arbitrului Marcel Lică. Acesta consideră drept neregulamentar intervenția jucătorului rapidist și de la margine suntem anunțați că meciul va fi prelungit cu 2 minute. Ciobotariu. Zeno Bundea. Bătrânul respingând din fața lui Șumudică. Și în acest moment se fluieră sfârșitul primei reprize. O repriză încheiată cu un scor la care puțin suporteri dinamoviști visau 2-0.